Recupera liniar, am crezut că e avat. Uite aici ceva faină. După ce simți dângul ăla de la creangă, o lași, te duci înapoi cu firul după nălucă până ți ajunge iară jos. Adică nu o salți și după aia treci de creangă. Încerci să o ții cât mai mult în zona aia. Mai când așa mai păcălești. Cât au fost? Două țacuri și ne-au lăsat să visăm. GoPro, stop recording. Uite că l-ai luat, a? GoPro, start recording. GoPro nu știe ce... Nu, ăștia-s băieții. Ăștia-s băieții, fioții. Faci ce faci, dai și tot pe bas intră. Am schimbat pe altceva. Punem iarăși bas înapoi. Iarăși avem prezentări. Într-adevăr, nu-s mari. Ăștia-s acum. N-avem ce să facem. Alții n-avem. N-am cum să prind ceva ce nu este. Alții nu-s acasă. Sunt punctele astea care se mișcă pe aici și mai e și în alte locuri. Ăștia sunt strapazanii pe care ați văzut că i-au prins. Care mi-a dat și mie, mai mult ca sigur. O să rotesc imediat. Să vedeți mai bine structura. Cam așa arată pomul ăsta în apă. Nu ține peste tot pește. Dar dacă îți lipiți de substrat, oricum nu ai cum să-i vezi. Dacă îți lipiți de substrat. Primul atac. Shallow. Bineînțeles că a fost shallow. Zice că am văzut ceva pește aici, pe LiveScope. Și n-am dat decât un lanseu. Îți recomand cu căldură maximă, ca afară. Țineți-o! Un offset. Nu de altă, dar a început un nou episod. Afară sunt 37 de grade, real feel 40 și ceva plus. Suntem pe Dunăre și am avut primul atac. Mi-am oprit după niște avați și bag de seamă că am găsit niște strapazani aici la un pom scufundat, care e mai dificil de abordat, dar nu e imposibil. Este un pom de care nu știam. Recupera liniar, am crezut că e avat. Undeva pe niște ceate, între ape, în mijlocul Dunării. Singurul loc unde am găsit aglomerare de pești și a doua zi de pescuit. Doamnelor și domnilor, pe ăsta le liberăm. Avem deja cina asigurată de azi dimineață. Vă arăt imediat și cu ce am dat. Ca să mai schimb puțin monotonia. Hai, du-te. Dă-i blegule. Înviat? Înviat. O înviat. O înviat. Vi-l arăt așa, pachet, cum l-a făcut. Uite așa l-a făcut, pachet. Pachetel. Dar dacă dă așa, atâta vă zic. Direct voblerii pun. Mai dau o mână cu ăsta. Dar altă dată, nu. Dacă i-o dat chiar așa de bine. La Ohio ăsta micuț. Offset, cârlig ascuns. Din păcate nu am surprins ce s-a întâmplat mai înainte cu șalăul ăsta care a dat ca un avat. Dar am dat drumul la LiveScope ca să înțelegeți ce am găsit după două zile. Singurul loc în care am găsit pești efectiv aglomerați. Trebuie să mă gândesc foarte bine ce wobbler pot să-i pun aici. Parcă n-aș semăna prea multe. Să dau înainte cu ceva de suprafață după avați. Să vedem dacă răspund avații. De aici mai putem să mergem undeva. Vreau să vă zic că locul ăsta l-am observat uitându-mă pe apă și văzând că undeva se schimbă curentul, se învolburează foarte, foarte puțin, foarte fin, dar suficient cât să ne aducă pe locul acesta.
Ia, ce rău îmi pare că nu s-a filmat. Și shallow frumos. Bă, unul haiu mic. Pe cârlig offset. Toate cireșele alea din pom sunt la cum se mișcă pești răpitori. După părerea mea. Este. Avat? Da. Cine știe dacă e avat? Vezi că aici avat și alăi s-a amestecat pe toate palierele. Dar pare a fi avat. Avat. E doar un avat. Doar un avat. Mă. Nu mă așteptam să găsim așa loc la cât am căutat ieri, am fost pe aici. Deci am fost pe aici, doar că de locul ăsta nu știam. E posibil să fie un loc mai nou. Hunter Soul did it again. Și acum te rog frumos să nu te zbați pentru siguranța degetelor mele. A ieșit și la mine. Este? Așa periculos ești. Ui, mamă. Cum nu mă uit, cum îi atâți. Asta e secret. Tot la Hunter Soul, dar varianta de 6. Eu dau cu 7-le. Nu mai am din ale naturale de 6. Am avut grijă să le pierd pe toate. Îmi dai un pic gripul. Ține că mă atacă avații. Cleștele-i la tine, da? Da. Uite-l! L-am ratat! Altul! Mamă, câță-s aici! Câță-s aici! S-a dus? Uite, l-a eliberat, perfect! Nu în cea mai frumoasă manieră, dar el o ales așa. Mi-a dat și mie! Mi-a dat și mie, Doamne, apără, dar ce-i aici? Ce-i aici? Mai frumos și mai țâfnos. Foarte prost prins. Deci să iei cleștele să-l dezaghezi direct. Aia și fac. Cu mare grijă să nu scap cleștele în apă. Da. Asta e o problemă. Este Spirelus. Și am impresia că le trebuie vibrație mai agresivă. Asta exact aia are. O vibrație foarte. Mamă, ce... Asta joacă la fileu. Băi, supăratule. O sări direct pe sonar și direct aici. Cu palețicile astea, spinner tail-urile de la Magnific, o să vă scriu în descriere denumirea lor, pentru că au niște denumiri de mie imposibil să le țin minte. Am dat un pic mai multă vibrație și văd că... Hello! Hello, Cookie! Uai, ce ți-o dat ăsta? Dormeam. Mamă, ce bucată! Dormeam și eu liniștit. Lasă, se lua cafeaua. De după masă. Da. Uite. Gustați ăsta, nu-l forța? Nu forțez. Nu forța? S-a dezghețat, da? Da. Aici, stai-ți-l. Deci am făcut manevră. Unul dă la șalău. Adică ăla fraier. Eu. Ce frumos e. Și unul dă la avat. Mai bine că ai dat la vat. Uite aici ce bucată ai luat. Mm. Deci ți-o dat ăsta una? O dat. Hunter Soul, șochi. Șocolade de avat. Uite aici ceva fain prins. Foarte greu să filmăm, dragii mei, dar n-am ce să fac. Ne chinuim. Se tot opresc camerele de filmat. Sper să nu se stingă și camera asta de filmat, că îmi nebunesc.
Uite el, mă. O ratat-o pe prima, o luat-o pe a doua. Hotărâtule. Ce faci, Sava? Ia da te joci. Că când îți prind trusă. Deja vă. Al treilea de joc. Da. Cu capul în trusă când prinde una la altă. Ne dăm 20 de mâini, mai ajuns. Iar mă bag cu nasul trusă, iar prinde una. Da, am nevoie de asta? Stai aici, puișor. E puii mei, dar ce e aici, tati? Șiap, șiap. Ăsta e. Nebunie! Lupii apelor românești. Au, ia, ceva, tată. Cum poate fi atâta de fără? Mă încrib. Poftim. Clipul că ăștia-s... periculoși. Cei mai periculoși din curtea școlii. Sunt avații ăștia. Ăsta e din beton. Tata lor la avat, tata lor. Am pus de 5 cm, că la ăla de 7 prea mi-l rata de prea multe ori. Și am pus de 5. Soarele începe să peiduiască printre, ce să zic, nu pot să le zic nori. E o abureală așa peste el. Și am zis că pun o culoare mai turbo. Doamne, cum dau. Nebunii ăștia. Este! O sărit unul mai mare și după aia l-a luat unul mic. Mâncet, e prastul să te mânce. Chiar mic nu-i. Na, uite ce l-a luat. Uite ce l-a luat. Ai frumos? Aici e clește. Aici, la asta mi-l trebuie. Clește mai am și eu pe aici. Am chiar două. Ena. Mai țineți minte când am spus despre debunioro? Davat? Nu. No. L-am debuniorat. L-am inaugurat. Și a partit de la avat. Mai rar. Stai mă că vreau să-ți dau drumul. Înțeles că vreau să-ți dau drumul. Oala, cum sună avatul ăla în spate. Sigur e mai mare. Nu te duce să faci aici. Uai, ce bucăți e cu ăla, voblerul ăla. Doamne, apără și ferește, la ce partide, da, bă, nu mai întrebă niciun șale, o putie, mă, de aici. Altfel, mă, ioi. Așa se întâmplă cu avați. Bine că nu mi-a intrat voblerul în picior. Aia e important. Au venit în barcă, au plecat înapoi. Deci, în viața mea cea bățeală. Numai la ăsta dau acum. Numai pentru emoția atacului. No, cum să faci? Numai așa poți să faci. Doamne, că am uitat cât e de cald. Chiar că m-am răcorit un pic. Tot îți piele de găină. Uite-l, pitic. Băi, dă-i pace, zi la tata. Doamne, ce distractiv, poate. Nu mai are nicio scăpare. Așa ți l-am gripat. În ce fac
lanseurile astea, o să facem și încheierea la această filmare. În momentul de față pleznim avat după avat pe un loc pe care era să nici nu pescuim astăzi. Asta pentru că aoleo, cum scoate Eduard pe acolo. Să vă și explic de ce. Pentru că ieri am fost pe zona asta, știam că e o cioată, un pom în locul acesta, doar că după viturile de anul acesta s-au făcut 3 pomi și nu toți țin pește. Ăla care ține pește, bineînțeles că nu se vede și nu se observă decât dacă este curent pe apă, pe Dunăre. Iar cum până după masa aceasta n-a prea fost curent pe Dunăre, adică a curs, dar nu prea, nu am văzut acel loc. Acum, în timp ce pescam pe celelalte două locuri, am văzut că undeva se învolbura apa ceva mai jos de unde pescam noi și am zis, hai să ne lăsăm să vedem cam cum arată și locul acela. Bineînțeles că e doldora de avat și de șalău. Singura problemă este că atâtea crengi sunt în apă pe locul acesta, încât la șalău nu prea poți să dai. Adică am lăsat prea multe cârlige offset ca să ne mai chinuie talentul. Așa că Hunter Sol și dă-i ca la bicicletă când ești la spinning class. Viteză, plană și te ia de rangă. Am mai prins și cu Debunioro. Asta e un wobbler de la Jackson, J-A-C-K-S-O-N, nu J-A-X-O-N. Care mi s-a recomandat că este un wobbler foarte bun de avat. Adevărul e că ce adrenalină primești când vezi cum îți atacă la ăsta la suprafață, faci cu capul și se lansează în stratosferă. Dincolo de stratul de ozon se lansează ăsta. Așa că, dragii mei, încheiem și acest clip, acest video de pe Dunăre, unde am pescuit ca disperații după niște avați de toată frumusețea. Ata o ce modalitate mai bună de a încheia? Măi, dar stai că ăsta nu-i mic. Un film. Mamă, dar ce fain l-a luat. Direct de ancora de burtup. Ezos! Tibi, dragă, cum am și eu nevoie de gripul ăla, că pe ăsta chiar nu am curaj să pun mâna. Pe domnul acesta nu am curajul să pun mâna. După cum zic. Ce așa distracții la avat. Mi-am tot dorit să am în sfârșit. Nebunie. Nebunie curată. Vă reamintesc că puteți ajuta propulsarea canalului, mă puteți ajuta pe mine cu un like, un subscribe, dacă doriți să donați, să știți că este binevenit. Țineți aproape aici Andrei Sava de la Dunăre, după avați, să ne auzim cu bine. Când am crezut că s-a terminat? Doamne, cât poate fi de fain. Cred că aici ai proști, dar mulți și mari. Uai de capul meu, așa ceva n-am mai văzut. Delfin. Oh, da. Mi-e rău. Altă bucată faină. Delfin. Nu chemă, că nu te mai saturi. Nu te mai saturi. Fac mai încet, hai să vedem. Ah, dar ce n-ai bani mult prâna de strânsă, mă? Ăla o dat. Parcă stă mai mare. Deci eu așa avați.
frumoși unul după altul. Nu țin minte să trebuie partide de așa alții. În păcate, ăsta trebuie să-l eliberez. Și să sper că nu pierde tot sângele din lume. E să te plimbă pe acolo, să mai activează din când în când, când au chef să mănânce. Pare că ăsta îi place mai mult ca popărul. Da, la popăr nu. După bățul de 40 de grame de jig, da. La altă așa l-am încălcit. E frumos. Și gras. Și gras. Ava de apus. Te-am pus mâna pe tine. Mă bucăți. Eu așa partit de la Ava, numai cu bucăți din astea n-am avut. De când îs? Nu mai am nicio legătură cu unde or fost data trecută. E măcel, frate, deci... Hai de pui mei, du-te, naibii! Ăsta aproape că o sărit în barcă. Așa ceva n-ai văzut, frate. Vezi cum îi dă la ăsta. Și cum mai arătăm la ceata? S-a liniștit, uritat. Uritat ce le-am dat până acum. Și mi-a tot zis ding. Vai de capul meu ce bucat. Ferească-te Dumnezeu. Cum se aud astea. Până să fac o ghidușie să încălcesc firul, am pescuit cu bățul meu preferat de Dalla Wobbler, Asava Limited. Ăsta e ăla care se găsește și la Marele Pescar. Chiar dacă acum dau cu bățul de jig, bineînțeles am rateuri pe măsură. Nu mai pot. Deci incredibil, incre-fucking-dibil. Am prâna ceva mai destrânsă și atunci, ca să compenseze efectul de băț rigid, nici măcar... No. Ce să vă mânc? Un lucru pe care am uitat să-l menționez și ce l-am observat astăzi este că de buniorul ăsta face selecție, tati. Deci pe ăsta numai piese în loc. 1 și 1. Prins mai rar, dar vi-l arăt imediat, să nu ziceți că vreau să fentez sistemul. Numai barou, barou, barou de barou. Uite aici. Ne liberăm rapid și eficient. Că mai prindem unul fiecare și mere. Asta zic, aș mai prinde, dar dacă avem noroc să fie și mâine la fel, prinde mâine, diferența. Piesa zilei de buniorul. Așa-ți dai seama că un pescuit reușit, încă ce ne-ai schimbat tipul, e pe direct, n-ai mai tăiat asta pe unde ce trebuie, s-o mai, mai lungă, așa-ți dai seama, corect? Și că-i voblerul muci. Pentru cei care doresc să pescuiască cu mine, țineți cont că printre altele ofer servicii de ghid de pescuit din barcă, așa că dacă doriți să pescuiți cu mine, să știți că este posibil.
Trebuie doar să mă contactați și să programăm o ieșire care poate fi oriunde. La Dunăre, în România, în Ungaria, în Delta, la Bicaz sau alte locații pe care poate vreți să le alegeți voi. Pentru cei mai excentrici, putem să pescuim inclusiv din caiace, pe lacuri de munte, pe râuri sau canale, asta depinde numai de voi. Vă reamintesc că ajută foarte mult un like, un subscribe, așa că apăsați butonul ăla de like, lăsați 2 milioane de comentarii și... Uhuhu!